Salut! Dacă te consideri un spectator alentat și zici că nu avem cu ce te uimi, privește acest video. Am adunat o sumedenie de momente frumoase și de neuitat, pe care cineva a reușit să le filmeze cu camera video. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! Da, animalele de companie seamănă cu stăpânul. Niciun decor nu se compară cu ceea ce ne oferă natura. Privind acest tip mare, cum el face sport în acest tempo crazy, la infinit. Peșterile ascunse din Republica Dominica. Tu ai avea curaj! Acest pescuit oare aduce plăcere? Unde e azartul? Se creează impresia că mașina timpului a adus aceste creaturi din trecutul îndepărtat. Jucăriile antistres trebuie să calmeze, însă acest ochi ne sperie. Ei au reușit să atragă atenția vizitatorilor. Pentru a economisi bani în materie de dispozitive necesare pentru muncă, le-a venit o idee. O școală simplă din China și elevii săi la antrenamentul Kung Fu. Pasagerii care au fobie de apă, dar doresc să călătorească, vor aprecia. Poate părea că la fundul oceanului este o plasă invizibilă. Nu, peștișorii sunt fani ai perfecționismului. Simbolul Valenției din Spania, casă cu 3 etaje pentru pisici. Mai bună publicitate nici nu găsești. لا وين تبون يا الهدى وين تبون توصلون وين وصل Să nu te plângi de ambuteiaje sau că sunt prea mulți în transportul public. Privește aici. Posibil a venit timpul să cheme un exorcist. De asta se spune că cei noi au noroc.
Oare e gură sau ce? Nu am mai văzut așa ceva. One more time. He's mean. Three times. Let's put him back in there. Oh, he's hungry. Wow, he's mean. Let's go dad for you. Look at that. That's insane. No joke. Sperăm că ei au respectat toate normele de siguranță. A venit rapid, a făcut probleme și la fel de rapid a dispărut. China e țara tehnologiilor moderne. Tu ai vrea să ajungi în acest loc? Acest tip de sport devine tot mai popular, însă puțin știu să-l gestioneze. Cine ne va spune cum una ca asta e posibil? Acest tornado nu ține cont de regulile de circulație. Acest motan foarte bine știe ce înseamnă exerciții pentru plămâni. Cei ce vezi în fața ta sunt podgoriile din Spania. În fiecare luncă este câte un tufar de viță de vie. În acest supermarket oamenii sunt foarte lenoși. Ochiul diavolului, atât de frumos și înfricoșător, uimește prin culorile sale. E un portal în altă galaxie? Tu cum ai descrie asta? Skydiving este un sport extrem, periculos, dar care creează dependență. Se pare că cineva foarte mult iubește să fie în centrul atenției.
Probabil e cea mai frumoasă aterizare pe care am văzut-o vreodată. Totuși, prima impresie ne poate duce în eroare. Ai văzut vreodată aurora boreală handmade? Văzând așa un fenomen pe cer, poate părea că ai nebunit. Posibil că nu-i place înfățișarea sa, însă este foarte memorabilă. Teoretic poți încerca să fugi peste acest tip de nisip, dar te avertizăm, dacă cazi, va fi grav. Această creatură neobișnuită e un adevărat maestru al mascării. Cum s-ar spune, ca peștele în apă. Șoferul acestui transport nu a auzit de legile fizicii. Filmarea cu drona permite să faci multe descoperiri, chiar și în săpăturile arheologice. O singură întrebare: cât timp i-a trebuit să învețe să facă acest lucru? Fotograful japonez a reușit să captureze cadre nemaipomenite la fundul oceanului. Dacă îl vei vedea vreodată cu toporul, run! Despre cei care trăiesc în casele avariate, autoritățile își aduc aminte deja când există jertfe. Însă aceste lucruri trebuie prevenite din timp. Filmările de sus mereu adaugă culoare, chiar dacă se pare că e doar natura. Anume acel caz când ieși la locul și timpul nepotrivit. O spălătorie auto gratis. Câte creaturi minunate și neobișnuite mai ascunde planeta noastră? Probabil că tot la ce se gândesc ei e ca hainele în timpul procesului să rămână ermetice. E frumos, însă instinctul de supraviețuire nu permite să ne apropiem. Broasca țestoasă versus crocodilul. 1-0.
Apa în acest lac a înghețat atât de rapid încât a capturat pasărea. Bine că cineva a salvat-o! Ele mereu par atât de drăguțe, însă acum sunt prea multe. Așa arată roadele celor care trăiesc pe malul mării sau oceanului. Dacă ai vedea asta, cu siguranță ai crede că e o fantomă și nu o creangă. Floating right in the middle of the air. It's not attached to wires or anything like that. Wow. Really impressive. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la aim!